Foarte, foarte Hei, greu. Simon, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi vreau să vă prezint un update gigantic, printre cele mai șmechere update-uri. Bine, după cum puteți să vedeți, asta este o mică parte din update. Faia, cred că se va lansa o nouă carte în Clash Royale. O carte foarte asemănătoare cu Brock din Brawl Stars. Deci, update-ul se numește sezonul 7 Lunar Festival și hai să nu mai trecem la vorbărea și să vă arăt cum arată. Este un update șmecher rău de tot. E ceva cu anul nou chinezesc, așa arată arena mai așa mai în detaliu. Așa arată Legendary Arena, da, cică. Deci așa arată și o să deschidem toate chestiile, toate reward-urile astea. Dar nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă voi mai vreți episoade de Clash Royale. Sincer, deci am văzut la ultimul clip 8 like-uri. O grămadă de like-uri s-au strâns. O să vă arăt și o imagine. Deci frate, 8 like-uri la ultimul clip, bă, nu s-au strâns așa de multe like-uri în niciun clip. Bun, hai să trecem la subiect și să strângem tot ce este aici. Hai să dăm, să luăm 3 token epic-ul. Avem un epic chest-ul, un Electro Dragon, 3 Globin Barrel, 6 Cannon carturi și 10 Prinți. Ok, avem 5.000 de gold, super, văd că aveți și balon. Ia să vedem. Eu o să iau balonul. După cum vedeți, am și balonul de volum 11 și avem legendare chest-ul. Eu sper să-mi pice un log. Știu că mi se mișcă foarte, foarte greu, mi se mișcă extrem de greu, dar asta e ce să fac. Și este prințesa. Prințesa e bună. E o carte bunicică. Deși e foarte OP dacă știi să o folosești. Și hai să luăm 3 token legendar. Și pe lângă, deci am făcut acest mic chest opening, avem și acest challenge în care pot să deblochez și să-mi boostez cartea. Da? Și o să fac challenge-ul ăsta off camera. Deci avem o carte de firecracker. Ăsta e. Și mai avem și 100. Deci practic putem lua 101 de firecracker. Bun. Am jucat aici. Am jucat eu aici un match. Da? Deci o să jucăm și în acest episod acest challenge. Încă am curge nasul, de-aia vorbesc așa mai pe nas. Dar hai să nu mai trecem la vorbe și să jucăm. E un draft. Ba, bă, dar ce să iau aici? Hai să iau o rachetă, să fiu nesimțit. Hai să vă arăt cum e noua carte. Da? Să iau Dark Prince-ul și un Skarm. Perfect. Da, ăsta este și sunetul. Deci, deci sună foarte bine. E ceva tipic chinezesc. Așa arată și arena, e foarte tare. Ok, știu că mi s-a blocat asta, așa mi se întâmplă. Să bag aici un firecracker. După cum vedeți, are viteză. Oh! Opa! Avem ceva de muncă cu Gigel. Noroc că ăsta și-a dat săgețile. Doar că la treaba asta nu m-am gândit absolut deloc. Așa, Globin Giant o să-și facă foarte mult treaba. După cum vedeți, atacă și aerian, deci e un avantaj foarte mare. Mamă, cum a dat! A dat. Să bag aici schelet. Tony. Superb. Și o să bag aici niște porci. Haideți, porcilor, ocupați-vă de turnul ăsta. Ai de capul meu și ai spirit. Bine. I-am dat eu ai spirit. O să bag aici un Dark Prince. Pregătesc carmiul. Pentru Roy GG eram și sigur, frate, că o să-și... Băi! Bă! Hai că ăsta a fost cel mai perfect
Asta a fost cele mai perfecte săgeți de până acum. De bună dacă nu. Nu știu ce să bag. Cred că o să fac un push. Interesant. Să bag Robin Giant. Și cu porci în spate. Cum ar fi? O să bag aici. Da, este o idee bună. Mi-a tras-o grav. Și mi-a distrus și push. E nașpa rău, frate, decului. O să bag aici special rachetă, deoarece mă enervează super mult. Firecracker. Băi, frate, cartea asta nu prea face. Deci nu atacă deloc rapid. Ceea ce e un dezavantaj super mare. Hai că și-a dat wizardul foarte greșit. Haideți, porcilor. Nu. Rachetă. Avem șanse să-i dăm turnul. Da, ce șanse, prieteni. Ce șanse, vă. A jucat-o foarte bine băiatul și a luat și Roy GG-ul. Da? Deci Roy GG-ul a fost cea mai mare problemă și am făcut greșeala maximă să-mi iau racheta. Da. Am făcut plus din prima. Na. O să iau un Yeti, că e mai ieftin. X-Bow, normal. Să fiu cance și să iau Gloaming Barrel-ul. Și normal, ai spus, Arlu, că trebuie să dau și o încantă la balon. Bun. Bă, avem cam toate componentele pentru un X-Bow. Cum mai vedem? Noi o să bag aici un Ice Spirit. Dacă ăsta mi-a dat Tesla, și erau și șanse foarte slabe să-mi fi dat Tesla. Wow. O să dau aici o rachetă. Boom! Ce-ai făcut? Ok. Aștept să-mi facă elixir full ca să pot da un Xbox. Chiar acum. Și o să-mi dau o Yeti unifață și Crivăț. Ok. E ok că avem și Crivățul. Mi-a dat ăsta Crivățul. O să pregătesc beții pentru atacanter la... nu e bună deloc, frate. Deoarece mortarul s-a targat pe dire pe turn și asta nu e... Și m-a dat un hit? Nu a mai dat deloc un hit. O să bag aici un X-Bow. Chiar dacă o să fie targat pe altceva, da... E ok. Și-a dat balonul. Nu e bună, doar că noi o să îi facem cantă foarte frumos. Cu un Crivăț plus beți. Ok, sper că nu mi-a atinge, nu mi-a atins. O să bag acum X-Bow pe defensivă. Deoarece ăsta o să mă pușeze foarte bine. Da, mi-a dat și... Ok, o să mă cam forța să îmi dau push-ul. Să fac push-ul ăsta. Perfect, i-am dat turnul. Și ne mai trebuie să ne apărăm. Doar asta. Ceea ce în teorie nu pare așa de greu, doar că în practică e jale. X-Bow, defensivă. Și normal. Ok. Nu. Ok, targa pe... Olu. Ok, e win meciul. Superb. Foarte tare meciul.
Deci chinezoiul a jucat-o bine cât a putut. Da? Am primit și un 3 token rar. Perfect. La 3 win-uri primesc un 3 token epic. Bă, să ne mai străduim să luăm și noua carte? Nu știu. Hai să... Deci, o să punem o pauză la clipul ăsta, deoarece vreau să ajung și până la noua carte, da? Și vreau să filmez treaba. Deci, luăm un mic scurt publicitar. După mai multe meciuri în care n-am înnebunit psihic, am reușit să fac rost de noua carte. Și hai să vă arăt cum vă puteți boosta carte, da? Am luat o noua carte. Și uitați-vă ce ne dă aici. Firecracker Card Level Boost. Adică ne boostează cartea timp de 27 de zile. Hai să dăm un show card și gata. Voila. Avem Firecracker Level 12. Și avem și Beta Healer-ul pe care o am la level 9. Da. Am făcut-o și eu la level 9. Urmează să fie și Firecracker-ul. Acum e la level 12. Adică what? Dar bine. Practic e level 1, doar că na, acum e level 12. Mă rog, fraților, cam atât cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Voi ce părere aveți despre noul update? Eu zic că este un update foarte tare. Adică ceva cu alte chinezi, cu alte chechicen alea. Și na, noi ne auzim data viitoare. Bye.